Gata, în sfârșit am pus mâna pe noul BMW seria 5. O să fie un clip lung, deci nu o să pălăvrăgim prea mult la intro, însă trebuie să le mulțumim celor de la BMW Apan Motors Brăila, care au fost suficient de drăguți cât să ne aducă mașina la București pentru filmare. Aceasta este mașina lor de test, merge și testați-o. Evident că mai au și alte mașini în parc pe care le puteți testa. Vorba aia are balta pește. Nu mai lungim, mașina cu Luci Popa începe. A, vrei să-ți iei mașină? O duci la mecanic? Foarte bine. O duci la reprezentanță? Și mai bine. O duci la prietenul tău care se pricepe la mașini? Și mai bine. Dar ce se întâmplă dacă mașina e departe, în Germania sau în altă țară? Sau o iei de la licitații? Simplu. Încearcă un raport car vertical. Acolo poți afla dacă mașina are kilometri dați înapoi, dacă a avut daune mici sau mari, dacă a fost taxi, dacă a fost inundată sau de America. Din păcate, chiar și cu noul raport car vertical, nu poți vedea dacă s-a ascultat manele sau nu în mașină. Dar, dacă vrei, ai reducere 20% în descriere sau folosește cod Luci Popa. V-am pupat! Ia uite-l, mă, cinciarul, mașina mult iubită de către români, cu toate că acum se merge pe SUV-uri. Și, într-adevăr, nu mai este cinciarul mașina la fel de vândută cum era înainte, pentru că acum avem X5, X6, X7, X2, X3, X4, avem SUV-uri, lumea merge pe SUV-uri. Însă, cei de la BMW chiar s-au chinuit să facă mașina asta mult mai bună decât cealaltă. Și nu numai că mult mai bună, mult mai mare. Vă vine să credeți că cinciarul nou, deși este o limuzină de clasă mare, este mai lungă cu 3 cm, nu milimetri, decât șeptarul E65. Este mai înaltă și nu cu puțin. Este mai lată, cam cu vreo 2 mm și are ampatamentul cu 5 mm mai lung. Asta acum 20-15 ani era șeptar. Acum este cinciar. Pe noi nu ne interesează asta. Pe noi ne interesează să vedem cât de bună este mașina. În România, noul seria 5 pleacă de la 58.520 cu tracțiune spate. Evident, cutia automată nu mai este 5, are cu cutie manuală. Un 520 de X-Drive este cu 10.000 de euro mai mult, iar ăsta, cu toate opționalele pe care le are, este 88.000 aproape. Este 88.000 fără o bagnotă de 100, cam așa, fără un prânz la un restaurant din ăsta de lux din București. Deci 88.000 de euro o să avem ce arăta în acest clip. Dar vreau să spuneți în comentarii, pentru că următorul clip va fi cu Mercedes-Benz clasa E, care vă place mai mult cum arată, cinciarul sau E-Class. Imaginați-vă că tot ceea ce vedeți pe mașina asta este opțional, mai puțin farurile, pentru că în România nu se mai vând sau nu se vând deloc pe seria 5 farurile LED de bază. Avem doar Adaptive LED. Nu mai există faruri laser pe seria 5, cum nu mai există nici pe X6, nici pe seria 3, nici pe seria 7 și așa mai departe. Avem faruri Matrix LED adaptive, cu funcție de cornering, cu funcție de vreme nefavorabilă, adică în loc de faruri de ceață, cu semnalizări care pâlpâie în formă de săgeată, așa le și recunoști, că poate te duci în altă țară, vezi un cinciar care nu are faruri. Astea alea sunt LED-urile normale, la noi vin în standard. Și mai mult, pentru că avem pachetul Shadowline cu conținut extins, avem și farurile acestea mai închise la culoare. Continuăm cu stopurile, care ele au un efect 3D, deși BMW spune că ele sunt drepte. Într-adevăr, sunt mai drepte decât la generația trecută. Stop, stop, semnalizare, ceață și marș arier regăsim aici, reflectoare pe lateral. Cum vi se pare că arată de la spate? Asta este întrebarea. E ușor de recunoscut că e BMW? O să ne întoarcem la partea din spate, dar se vede că avem guri de evacuare false, însă se vede pe care parte e țeava, nu? Stai, condens, nu e altceva, că e frig afară. Da, ia uitați. Se vede unde e țeava, pe care parte. Pe lângă luminile de zi în formă de săgeată, farurile le mai recunoști și după aceste luminițe albastre. Înainte erau elemente albastre puse în far. Acum, alea sunt niște LED-uri. Tot niște LED-uri sunt și acestea. Avem grila iluminată sau cum o numește BMW, Iconic Glow, care înconjoară rinichii, care sunt mai mici decât la alte BMW-uri și chiar sunt curios să aflu părerea voastră despre proporțiile mașinii. Acum avem și radarul montat un pic mai sus, nu mai e montat atât de jos, sloturile verticale, grila este plină de data asta, chiar dacă avem o versiune termică, pentru că aici jos au lăsat loc pentru răcire și acolo avem într-adevăr o grilă activă. La i5, spre exemplu, avem grila asta și mai plină și mai ajută puțin la coeficientul aerodinamic, 0,23 față de 0,24. În rest, avem o bară sportivă, un pachet M-Sport care costă 4.000 de euro, la el se adaugă M-Sport Pro
și la el se mai adaugă pachetul M-Carbon, despre care o să vorbim puțin mai târziu. Capota este decupată să aibă loc emblema BMW și, culmea, această culoare se numește negru. Însă dacă ne uităm foarte, 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 foarte atent, este albastră. Deci culoarea se numește negru carbon, dar ea este albastră. Sunt curios în talon ce va scrie. Tot la aerodinamică ajută și aceste prize de aer care mai transferă aerul către exteriorul mașinii, fenomenul de outpush, cum știm din Formula 1, dar ajută și la eliberarea presiunii din pasajul roții. Apropo de pasajul roții, avem antifonare de plastic în față și de pâslă în spate. Asta nu înseamnă că e un dezavantaj, pentru că mașina oricum este super silențioasă. Mi-a scos 58,8 decibel la 80 la oră pe traseul meu de test, ceea ce e o valoare foarte bună, e sub 60, este o valoare așa cum te-ai aștepta la mașina asta. Tot ce e sub 60 e mașină de lux și asta a scos fără nicio problemă 58,8. Vedeți aceste elemente de cauciuc? Astea nu sunt protecții împotriva noroiului, sunt tot protecții aerodinamice. Practic, aerul le lovește pe acelea și le transferă în jurul roții decât să lovească roata direct. Aici avem jantele pe 19. În standard, jantele sunt pe 18. Dacă îți iei pachetul M, astea sunt jantele standard care vin pe pachetul M de 19. Poți să te duci în 20, poți să te duci în 21 dacă vrei. Și designul la jante e destul de interesant, adică s-au chinuit puțin să facă niște roți frumoase. Observăm că avem anvelope Hankook Ventus S1 Evo 3, niște anvelope bune, sportive, pe care scrie și steluță Manufacturer Original, adică astea sunt anvelopele care vin în standard pe BMW seria 5 în versiunea asta. În ăștia 4100 de euro din pachetul M Sport primești și etrierele vopsite în albastru, dar pot fi vopsite și în roșu. Asta înseamnă că ai sistemul de frânare M Sport, discuri mai mari ventilate față-spate, 4 pistonașe pe față, pe spate ai un singur pistonaș, ai performanță la frânare mai bună, fading mai puțin și practic pentru mașina asta care cântărește, așa cum o vedeți aici, 1,9 tone, eu zic că este o adiție binevenită. Ai 22 de centimetri dacă vrei să nu atingi bara asta frumoasă și neagră, mă rog, albastră, decât de borduri. Asta e motivul pentru care se cumpără SUV-urile acum mai nou. Pentru că avem grope, avem borduri, avem drumuri cariate și nu mai vrea lumea o mașină joasă și atletică, să-i spunem. Până la proba contrarie, este atletică, precum este acest BMW seria 5. Garda la sola mașinii e undeva la 15 cm, 14-15 cm, n-am găsit o valoare exactă, dar aceasta este garda la sol. Grosimea vopselei 0.10. Semn că dacă vei găsi vopsea mai groasă pe un cinciar din ăsta, dacă lei cu puțin kilometri, mari șanse să fie vopsit. Deci, această culoare negru carbon metalizat M, așa este numele întreg al vopselei, grosime 0.10. Și da, capota e aluminiu, și capota, și ușile, și destul de multe alte elemente. Cinciarul vine pe o platformă revizuită, similară cu ceea ce găsim pe seria 7, ceea ce înseamnă că avem double wishbone pe față și multilink 5 brațe către spate. Însă asta nu este totul, pentru că dacă înainte aveam direcția variabilă electrică sport, opțional acum este standard pe cinciar. Opțional avem suspensia M-Sport, care este pe mașina asta, pentru că dacă ții pachetul M-Sport, poți să ai așa ceva. Opțional există și suspensie Adaptive M, se numește Adaptive M, nu, Adaptive Professional. Există și Adaptive M, dar asta în funcție de echipare și de piață, și există și suspensia normală, care vine pe versiunea de bază. Și dacă este să mergem și în spate, ce mai poți avea aici? Mai poți avea bare stabilizatoare active, mai poți avea direcție integrală ca parte din pachetul cu suspensie adaptivă și ceva ce BMW numește Wheel Slip Control, adică un torque vectoring by braking, care nu face altceva decât să îmbunătățească manevrabilitatea mașinii. Acum, întrebarea mea este, mașina avea nevoie de direcția asta variabilă în standard pentru că e grea sau pur și simplu s-au gândit cei de la BMW care avea nevoie pentru că mulți au cumpărat-o pe versiunea trecută. Aceasta este noua cheie, având pachetul M Sport, ce frumos, avem și culorile M. Cheia este din plastic, cu diferite butoane personalizabile, ce vrei tu pe ea. Încuiere, descuiere, portbagaj și butonul de portbagaj e personalizabil și dacă vrei să ajungi la cheia fizică a mașinii, ia uite, simplu ca bună ziua, da, pac. Bun, ce e interesant la cheia asta este că poți să o configurezi. Poți să configurezi să ai keyless când te apropii de mașină, cum am făcut eu acum. Poți să o încui
de aici, să o descui de aici, să o descui și să o încui când te apropii și te depărtezi cum am făcut noi și să rabatezi sau nu oglinzile când se descuie, normal. Și mai ai și feedback-ul ăsta auditiv, acustic, pe care nu era activat și nu era activat nici feedback-ul vizual, adică să semnalizeze mașina când se încuie. Și am avut o mare dilemă la început, mă, s-a încuiat mașina sau nu. Doar la cheia asta, doar prin cheia asta, de fapt, poți configura multe lucruri, ceea ce e drăguț. Însă asta nu este tot, pentru că poți configura telefonul drept cheie prin aplicații. Ia uite, încuiere, descuiere, unlock. Ok, și trebuie parola. Dar trebuie, mă rog, mi-a văzut fața. Și se descuie. Poți claxona, poți aprinde farurile, poți vedea câtă motorină mai ai sau cât curent mai ai, poți vedea toate lucrurile, inclusiv seria de șasiu, o grămadă de lucruri. Și poți să pui cheie pe telefon, dar nu cheie în aplicație cum am eu, nu. Cheie în wallet-ul de la telefon, în Apple Wallet, în Google Wallet și așa mai departe. Ei bine, chestia asta poți să o faci doar dacă ai ambele chei fizice în mașină, altfel nu poți, și doar prin BMW ID. Și despre BMW ID o să tot vorbim în clipul ăsta, pentru că este ca și când ai avea un Apple ID, un Google ID, un cont la orice altă firmă, în care tot ce ai tu personalizat poți să transmiți pe altă mașină, inclusiv până la 5 chei. De exemplu, mașina asta poate avea 5 chei și tu transmiți cheia la prieten, așa, în wallet. Și dacă ei vor să se plimbe cu mașina ta, le dai cheia pe telefon. Asta este cel mai tare lucru, pentru că eu nu vreau să mai am portofel la mine. Nu mai vreau decât să am doar telefon. Să am buletinul și permis pe telefon, cardurile pe telefon, totul pe telefon, inclusiv cheia de la mașină. Iar asta este un lucru foarte tare. Ceea ce nu poți face din cheia digitală este să cobori geamurile din cheie. Iei piciorul de pe piciorul, iei mâna de pe cheie, se oprește. Apeși să încui și poți face lucrul ăsta. Și da, geamurile au și protecție. Și poți închide geamurile și din keyless. Apeși pe cele trei dungulițe aici și geamurile se vor închide. Cheia digitală se pune, de fapt telefonul, că asta e până la urmă, se pune pe un cititor NFC care este aici. Sunt curios dacă a încercat cineva chestia asta cu cheia digitală pe telefon să închidă din keyless. Scrieți-mi în comentarii, chiar sunt curios. Astăzi nu l-avem pe Nelu Ciocănelu, l-am uitat, e în concediu, îmi cer scuze, dar putem să testăm materialele. Și da, ele sunt într-adevăr moi, dar nu sunt atât de moi încât zici că au fost spălate cu cocolino. Nu, sunt moi, dar tari în același timp, cumva. Sunt făcute, cred eu, pentru rezistența în timp. Despre tapițierii o să vorbim un pic mai târziu. Totul este cauciucat, până și buzunărelul ăsta de la mâner. Și aici, grila asta pentru sistemul audio este textilă. Aceasta este de plastic, dar nu este metalică. Și chiar și aici avem materiale moi, dar buzunarele se aude, nu sunt capitonate. Avem butoane, lumini ambientale, avem acest panou cu touch prin care poți să încui, să descui mașina, să umbli la setările scaunului, butonul pentru portbagaj și în general este o ușă de calitate bună. Bine, avem și o versiune tapițată destul de ok, dar garantez că și la versiune de bază asemenea sunt materialele. Avem sistemul de 12 boxe, Harman Kardon opțional, care costă 700 ceva de euro. Mai dai încă 500 de euro, adică nu e așa mult raportat la valoarea mașinii și ai Bowers & Wilkins cu 18 difuzoare, nu 12, 655 de W și câte un subwoofer în ușile față, în fiecare din ușile față, pentru un bas ceva mai strong. Pentru 500 de euro diferență, eu zic că merită și recomand un sistem audio cât mai bun, cu toate că am observat că sunt oameni care chiar nu ascultă muzică în mașină și atunci e degeaba. Ajungem în spate, materialele sunt la fel de bune, nu am nimic de reproșat, ba chiar pot spune că am fost plăcut surprins să văd. Ok, grila este tot de plastic, nu e de metal ca la Sheptar, dar are efectul ăsta de metal și arată și altă bine. Buzunarele necapitonate, nu sunt nici prea mari, nici prea mici pentru clasa asta. Am observat că nu se mai pune neapărat un mare accent pe acest lucru. Mânerele sunt la fel pe ambele versiuni, ca o crosă de hockey. Și deși la Sheptar deschiderea este electrică, aici este mecanică. Nici în față, nici în spate nu avem acele praguri cu M cum aveam în trecut. Și dacă închidem ușa, hai să auzim întâi cum se aude o mașină făcută
în Germania la Dingolfing, așa cum este tradiția BMW de peste 50 de ani să facă 5R-ul la Dingolfing. Și hai să vă spun o chestie interesantă. Ieri sau alaltă ieri, cred că vinerea trecută, la cum vă uitați voi, este ultima zi în care BMW a produs un motor termic în Germania. Toate facilitățile de producție pentru motorizările termice au fost mutate în Austria și în alte țări. Deci nu se mai fac motoare termice BMW în Germania. Auf Wiedersehen. Observăm aici ceea ce vrea să fie un Hofmeister King, care a fost desenat inițial de Giugiaro și trebuie să se numească Giugiaro King, dar Hofmeister a popularizat ideea asta. Și aici un 5. Nu trebuie să iei 10, 5-ul este suficient. Duzele sunt integrate în ștergătoare și aici chiar că n-ai cum să ridici ștergătorul. Deci efectiv, n-ai cum. Deci nu, nici măcar un centimetru nu poți să ridici ștergătorul. Deci dacă vrei să ridici ștergătorul la un 5R din ăsta, o să-i zgârii vopseaua la modul grav. O tradiție deja a celor de la BMW este să avem un spațiu aici între oglindă și montant pentru aerodinamică. Avem și pachetul exterior de carbon. 1640 de euro costă două oglinzi și un eleron mic din fibră de carbon. Camere 360 vine dacă ai opțional acest lucru. Nu avem lumină în oglindă pentru că avem lumină odată aici și odată în prag. Se vede că de aici vine lumina. O să le arătăm mai mult pe măsură ce se întunecă, pentru că așa e când vine iarna și se întunecă la 3 și ceva. Dar aia este. Dar uite că putem să vă arătăm și acum. De aici pleacă lumina din prag și versiunea asta M-Sport are niște praguri un pic mai agresive decât versiunea normală, care are o temă rombică aici în zona asta, dar se vede că avem un decupaj tot cu rol de aerodinamică și de minimizare a masivității percepute a mașinii. Scurtă mențiune, nu avem direcția integrală. Direcția integrală virează roțile spate 2,5 grade în direcția opusă sau în aceeași direcție a celei de mers în funcție de viteza cu care mergi. Mașina asta nu are așa ceva, are diametru de bracaj de 12,4 metri, unul destul de mare, dar credeți-mă, având direcția asta electrică variabilă, mașina chiar virează foarte bine, poți să faci schimbări de bandă, poți să întorci destul de ok. E uimitor cum se conduce mașina asta fără direcția integrală și merită toate laudele. Eficiența și aerodinamica au avut un rol atât de important de spus, încât antenuța asta, aripioară de rechin, a fost și ea tunsă. Și acesta este eleronul din fibră de carbon. Dacă știți că stați cu mașina în soare foarte mult timp, recomand un PPF, pentru că există riscul să se îngălbenească asta după un timp. Nu neapărat carbonul, ci lacul ce se află peste acest eleron. Cum vi se pare că arată? E un subtil, e drăguțel. Părerea mea este că arată mai bine cu eleronul ăsta decât arată fără, pentru că altfel observăm, portbagajul s-ar duce așa în jos și nu ar avea coada pe care ar trebui să aibă orice berlină. Asta o știu de la Dacia 1310. În rest, se vede, nu știu cât de bine se vede diferența asta de culoare între un albastru adevărat și un negru lucios al pachetului M aici și negrul ăsta nevopsit de la gurile de evacuare false. Avem un pseudodifuzor și cu toate că nu este un difuzor de aer adevărat, podeaua mașinii este cât se poate de plană posibil pentru un model termic, evident că la electrică va fi și mai plană, astfel încât să creezi presiune cât mai joasă. De fapt, mașina asta nu dezvoltă forță de apăsare, ci scopul ei este să reducă portanța, pentru că asta scade eficiența. Și cam așa arată BMW seria 5 de la spate. Și după cum v-am întrebat mai devreme, vă întreb și acum care este părerea voastră cu privire la modul în care arată. Avem camera de marșarier aici cu stropilici și mânerul prin care deschizi portbagajul. Totodată aici avem și luminile pentru numărul de înmatriculare. Am lăsat stopurile aprinse ca să arătăm un lucru. Pe de o parte că se sting stopurile după un timp, dar dacă apeși pe butonul de deschidere se deschide. Iar hai să deschidem portbagajul, care se deschide din cheie sau de la buton. Și în momentul în care deschizi portbagajul, avariile rămân pornite, stopurile se sting. La unele mașini rămân și stopurile și avariile sau semnalizările. Văd că aici se sting stopurile. Și aici avem portbagajul, care este unul suficient de spațios. Însă, ia uitați aici cum au făcut etajarea asta, compartimentarea asta. Deci avem o porțiune cu o lățime de 80 de cm și o adâncime de 113 cm. După aceea, după ce mai urci un pic, mai ai aici două buzunarele în care au pus kitul de pană, trusa de prim ajutor și pachetul legislativ. Un cârlig pe partea asta, al doilea cârlig pe partea asta. Dacă deschidem capacul ăsta, observăm
câtă antifonoare și ce groasă are mașina asta în spate. O să pun eu capacul ăsta la loc după aceea. Puncte de ancorare, o margine de încărcare nu foarte mare comparată cu alte berline, să-i spunem așa. Avem, n-avem cârlig de remorcare, dar nici nu ne trebuie de data asta. Și dacă vrei să rabatezi bancheta, de aici doar o deblochezi. Dacă vrei să rabatezi bancheta, care se rabatează 60-40, vii frumos aici și o rabatezi. Dar evident, fiind o berlină, nu ai o podea plană din punctul ăsta de vedere. Culmea este că centura are locul său. Centură care vine cu aceste trei culori M la pachetul M Sport. Ați văzut M5-ul alb pe care l-am filmat noi, neavând pachetul Competition, centurile erau opționale. Centurile M erau opționale, erau negre simple la M5. Aici avem un 520D cu pachete în care are centurile. Și acum, dacă ridici bancheta, surpriză, hopa, se ridică foarte ușor și centura nu e prinsă. Însă, să vă arăt un lucru și asta am descoperit-o când am luat mașina, pentru că, cumva, centura era prinsă. Și am observat o chestie foarte drăguță. Ia fiți atenți aici. Poți să scoți centura. La alte mașini nu poți. La seria 5 poți să scoți centura, chiar dacă bancheta este rabatată. Nu știu dacă au gândit-o special așa sau pur și simplu așa s-a nimerit. Dar nu mai trebuie să mai scoți iar bancheta ca să scoți centura. Smart. Smart BMW. Smart. Acum hai să ne întoarcem la portbagajul nostru. Am arătat compartimentarea, am arătat volumul. Aici avem și triunghiul, mocheta e ok. Mi se pare că nu e la fel de groasă cum este la alte mașini, dar sigur e făcută să reziste timp. Nemții au break-uri, știu să care, știu că au multe bagaje. E făcută cu cap. Și dacă vrei să închizi ușa, o închizi frumos de aici sau dacă vrei să hopa, se și încuie, poți să faci asta. Sau dacă ți-ai apăsat pe butonul de descuiere, se și închide din cheie. Și o să vă mai arăt un lucru, deci evident emblema X-Drive, însă spre deosebire de modelele vechi de BMW, acum avem 5 mare, 20 mic, 20 de mic. Deci 5-ul contează, 20D-ul mai puțin. Apropo, știm cu toții că există și versiunea electrică i5, are 490 de litri por bagaj, aia n-are 520, dar tot respectul pentru că diferența nu este așa mică. Indiferent că ți iei versiunea termică sau plug-in hybrid, rezervorul tot de 60 de litri este, însă mă așteptam să fie un pic mai măricel. 60 de litri e suficient. Dacă consumi 6, faci 1000 de kilometri. Da, vă dați seama, dacă avea 90 de litri, făceai 1500 de kilometri cu un plin. Și evident rezervorul de AdBlue, pentru că avem versiunea diesel. Momentan, nu știu dacă, adică n-a fost anunțat un 530D. Momentan, singurul diesel va fi 520D. Nu a fost anunțat un 530 diesel, dar 520 dieselul e suficient de rapid, o să vedeți la proba de condus. Până la urmă s-a întunecat. Hai să vedem ce motorizări poți avea pe seria 5. Din păcate, cred că în afară de M5, care va primi un V8 plug-in hybrid, nu vom mai avea V8-uri pe mașină, cum aveam pe M550i. 2.0 benzină, 2.0 diesel, așa cum avem și acum. 3.0 benzină pe 3.0 benzină va veni, 3.0 plug-in hybrid va veni, 3.0 diesel cică a fost anunțat, deci un 540 de cu vreo 304 cai putere, însă noi avem aici cea mai slabă variantă, care culmea nu este atât de slabă și evident este B47. Înainte de toate, da, avem amortizoare, da, avem antifonare, însă uitați-vă numai unde este în motor și cât mai ai de la motor până în botul mașinii. 70 de centimetri. Deci atât de în spate este motorul. Au păstrat arhitectura asta cu motorul pus aici pe punte pentru distribuția maselor între punți cât mai bună și pentru o dinamică cât mai bună. Și pentru asta merită apreciați. Da, motorul este același B47. Îmi place că încă au pus sigla aici pe capac. Același M47 din aluminiu cu distribuție pe lanț, care nu mai are atâtea probleme cât avea vechiul N47, la care încă se schimbă distribuții, aluminiu, două axe, common rail, două turbine, că din 2017, de când au primit de AdBlue, au primit și două turbine, deci toate au acum, inclusiv cele cu 18 în coadă, adică 318D. Și după părerea mea, se mișcă bine pentru caroseria asta de 1900. Transmisia automată cu oprapoarte 8HP, ZDF 8HP, este în versiunea sport. Standard acum nu mai există versiune non-sport, nu mai există versiune fără padele, ceea ce este
de apreciat, dacă este să mă întrebați pe mine. Mai mult, vine cu padelă de boost. Dacă ți-a apăsat de padela de retrogradare, primești toate resursele mașinii odată pentru a face o depășire, chiar dacă tu ești în modul efficient, să spunem așa. Și mai mult, toate versiunile au launch control. Păi, ești nebun? Bravo! Launch control pe 2.0 diesel. Este de apreciat. Asta oricum, mai există mașini care au launch control pe versiunile normale, Skoda Superb, Skodele în general, produsele VAG mai au din când în când pe anumite motorizări launch control, dar e bine că avem și pe această versiune. Mașina dezvoltă 197 de cai putere pe la vreo 4000 de ture și 400 Nm cuplu, între 1500 și 2750 de rotații pe minut, pe o plajă destul de largă, peste 1000 de rotații pe minut, e bine și pleacă acest cuplu de jos. El mai este ajutat și de un sistem mild hybrid, de 11 cai putere și 25 de Nm, un starter generator integrat, nu în cutie, integrat la arborele cotit, care se ocupă de pornirea motorului mai ușoară, regenerează la frânare curent, alimentează anumiți consumatori și ajută mașina pe accelerație. Și arată în tabloul de bord acolo când accelerezi că ai un e-boost sau un e-power acolo care te ajută. Și într-adevăr te ajută destul de bine. Răspunsul la pedale este foarte bun, mașina răspunde excelent chiar și pe modul efficient. Și cutia, evident, având 8 trepte, are treptele foarte lungi. La 130 de km la oră ai 2000 de rotații pe minut. Consumul pe care îl dau ei, nu pe autostradă, mediu, e vreo 5,5 litri pentru versiunea X-Drive. Mașina are 1000 de kilometri, încă nu pot să spun că s-a rodat. Consumul mediu pe care l-am scos eu cu mașina frecată în București toată ziua și un pic de exterior, 6,7, iar consumul mașinii pe toată viața mașinii, 1200 de km cât are ea, 7,4, având în vedere că a fost condusă de reprezentanți BMW APAN, de clienți, de jurnaliști, de fapt eu cred că sunt singurul, dar în general mașina nu a fost neapărat menajată, a fost condusă de oameni care au testat performanțele și consumul de 7,4 pentru o mașină de 2 tone cu tracțiune integrală și cutie automată în 2023, eu zic că este mai mult decât decent. La 80 la oră consumă 3, la 90 la oră consumă 3,5, la 140 la oră consumă 5 și ceva. Chiar hai să rotunjim la 6 și tot e bine. Performanțele 7,3%, exact ca un Golf 5 GTI. Și 228 de km la oră viteză maximă, eu zic că este suficient. Oricum, față de versiunile electrice care au 190 și respectiv 210 km pe oră viteză maxime, viteză maxime, eu zic că este suficient. Scaunele sport la 5R sunt standard acum, opțional suport lombar, însă noi avem scaunele multicontur confort opționale, care sunt destul de confortabile, multiple reglaje, însă, deși ai suport lombar reglabil, mi se pare că treapta cea mai joasă, pentru mine, nu mă refer la alte persoane, tot este destul de împinsă către tine, așa, tot te împinge la spate. Nu e neapărat deranjant, e doar o chestie de preferință și de obișnuință și eu prefer să nu am deloc suport lombar pentru că am niște probleme cu spatele. Ce e interesant, dacă îți dai centura jos, pernuțele laterale se desfac, astfel încât tu să ai o ieșire cât mai facilă din mașină. Dacă intri în meniul de scaun, poți să reglezi aici mai multe lucruri, inclusiv șezutul, spătarul, pernuțele, tetiera, poți și de aici, dar aici ai setări doar pentru față-spate, spătar și suport lombar. Totodată poți să ajustezi tetiera în față și în spate, dar manual. Acestea sunt singurele două versiuni de scaun pe care le poți avea pe noul BMW seria 5. Volanul, evident, este volanul M-Sport, teșit cu 3 spițe, că în standard vine cu 2 spițe, ceea ce mi se pare foarte drăguț. Da, este gros, butoanele necesită ceva obișnuință, o să mai vorbim la partea de ergonomie despre acest lucru. Ai padelele care sunt apropiate, nu sunt apropiate, exact cum știe BMW să le facă, nu sunt apropiate neapărat de degete și padela de boost, o vedem aici. Nu mai avem butonul de BC, board computer, aici cum îl regăseam. Trebuie să intri în board computer din meniul acesta de setări, o să arătăm mai târziu cum se întâmplă. Volanul este reglabil electric în acest caz. Poziția la volan e una bună în general, poate doar volanul gros, să-i spunem așa. Materialele le-ați văzut pe fețele de uși, evident avem materiale moi, însă aici unde avem head-up display-ul și încă un difuzor central este plastic. Aici se vede că avem acest panou cu lumini ambientale, care este și cu touch în funcție de comenzile care sunt afișate pe acest panou. Avem ornamente pentru pachetul M-Sport din acesta cu temă
rombică, material moale aici, 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 din nou material moale, moale peste tot, piano black, evident, este piano black, recomand grijă, indiferent de mașină, ca să nu se zgârie, plafonul e ok, nu avem versiunea cu trapă, nu este configurată, capitonaj cam la orice suport de telefon sau de pahar, materialele, finisajele sunt de top la mașinuța asta. Chiar sunt. Hai să vorbim despre ergonomie. Și în afară de câteva butoane fizice, avem butoane cu touch pentru memoria scaunului, pentru încuiere de scuiere, pentru faruri, lumini aici, pentru gurile de ventilație, dacă vrei să selectezi intensitatea, evident, poți selecta direcția aerului de aici, însă e un pic cam complicat. N-ar fi stricat niște țâmburușuri din astea mai măricele așa. Evident, poți să faci și așa, adică nu trebuie neapărat să apuci, poți să faci și așa. Dar ăsta este trendul pe care merge BMW. Nu e nici rău, nu e nici bine, e un nou trend, să-i spunem așa. O să incorporăm în partea de ergonomie și spațiile de depozitare. Le-ați văzut, le-ați văzut afară pe cele din ușă. Avem wireless charging cu ventilator pentru wireless charging. Avem aici o fantă de ventilație și dacă oprești motorul sau climatizarea și auzi ventilatorul. Două suporturi de pahare cu USB-C-uri, deci dacă verși ceva, o să verși fix pe USB-uri. De aici te joci pe sistemul de infotainment iDrive cu sistem de operare 8.5, o să vorbim despre el un pic mai târziu. Avem opțiunea de Crafted Clarity, prin care aceste rotițe și schimbătorul de viteze devin cristal, plus butonul de volum sunt făcute din cristal, așa spune BMW. Comenzile sunt cu touch, dar au și feedback haptic. Ele sunt butoane fizice cumva, dar se apasă precum unele cu touch. Dacă e să mă întrebați pe mine, prefer butoanele fizice. Moduri de rulare, o să intrăm și pe ele, camerele, setările mașinii, navigație, telefon, media, schimbătorul de viteze. Dacă o bagi în drive, ca să o pui în parc, o pui de pe acest buton care activează automat și frâna de parcare electrică. Cei de la BMW s-au gândit că e mai simplu așa decât să facă două butoane. Auto hold, cotiera, este una nu foarte adâncă, dar are și o priză de 12V aici. Este capitonată cei drept. Torpedoul, dacă este să merge la el, are un buton aici. Este amortizat, iluminat, capitonat. Nu e cel mai mare torpedou din lume, dar e suficient. Și aici avem parasolar cu luminiță și au pus un panou cu LED aici în sus. E interesant, de obicei se pune pe lateral. Dacă ești o persoană scundă, cum sunt eu, și ai scaunul dat în față, că vrei să scoți parasolul aici, e posibil să te lovești. Nu avem centuri de siguranță reglabile pe înălțime, așa e tradiția BMW, mânere peste tot, lumini aici, plus camera asta și încă două, trei butoane despre care vom vorbi când vom ajunge la momentul respectiv. Ceea ce privește ergonomia, BMW a schimbat interiorul cu totul. Multe lucruri se întâmplă pe aceste două tablete, te înveți cu ele, o să intrăm și cu ele în detaliu. Noi avem aici o tapiserie full piele, piele merino, piele de calitate, însă dacă vrei un interior vegan, poți primi un interior vegan. Și culmea, tapiseria se numește Veganza. Veganza. Iar dacă alegi interior vegan pe pachetul M-Sport, ai Veganza cu Alcantara și ai Alcantara chiar și pe volan. Asta e camera de selfie, poți să faci poze, videouri de 3 secunde, videouri de 10 secunde, să le descarci pe telefon și să le trimiți prietenilor. Și așa se vede camera asta pe noapte. E un gimmick, voi spuneți. Cam acesta este head-up display-ul. Am dat eu luminozitatea mică pentru a se vedea mai bine. Și dacă intrăm în setări, asta e problema, că trebuie să intri în setări, să vezi ce fel de grafică poți să pui. Avem head-up, avem sisteme de asistență, avem navigație cu realitate augmentată și nu avem nimic. Și acesta este tabloul de bord de 12,3 inci, că aici ai o cameră și niște senzori care te urmăresc și asta e foarte ok. O să vorbim un pic mai târziu la Driving Assistant Professional să schimbe banda singură, dar nu merge în România momentan chestia asta. Hai să vedem ce putem avea aici. Avem layout, și avem layout-ul acesta cu power în loc de turometru sau layout-ul ăsta cu turometru. Și în mijloc poți avea tipul de content. Da, avem realitate augmentată. Opa! Ce tare, cu indicații dacă ai navigația pusă, cu navigație normală, cu hartă normală dacă vrei, cu accelerometru, sursa audio, consumul, value since factory și cu viteza dacă vrei. În rest ai
viteza aici, poate fi în centru, treapta de viteză, range-ul, limita de viteză, tot ce înseamnă lumini, aici ai temperatura și ce e foarte mișto, dimineața aici scrie warm-up, adică dacă ești în perioada de warm-up e de preferat să nu forjezi mașina. Este un tablou cu o rezoluție bună, cu o grafică bună și ai suficiente informații. Dacă lași viteza, îți apare logo M aici și oricum îți apare încă un logo M aici și încă un logo M aici ca să știi că ai luat pachetul M-Sport. Și acum avem sistemul de infotainment. Evident, o să începem cu gesture control, însă un detaliu foarte interesant, merge atât de bine chestia asta cu volumul, încât eu nu mai folosesc rotița de pe tabloul de bord și nu mai folosesc nici butonul de pe volan. Avem iDrive 8.5, unde s-au schimbat setările pentru climatizare. Este mult mai clar, mult mai ușor de utilizat acum, recirculare, aer condiționat și mai departe, setări individuale și pentru față și pentru spate, poți să selectezi temperatura, compartimentul pentru picioare, scaunele încălzite, distribuția și climatizarea pe locurile din spate, dacă vrei așa ceva. Și ai și încălzire auxiliară sau webasto, cum spuneți voi, ai doar compania care face astfel de sisteme. Costă, nu știu, 1000 și ceva de euro. Eu zic că merită să o luați, mai ales dacă stați într-o zonă friguroasă. Dacă vrei scaunele încălzite și volanul încălzit, le ai aici, evident, și scaunele ventilate. Ai widget-uri aici prin care poți să umbli, să le selectezi tu. Poți să selectezi tu 8 scurtături, chiar dacă nu mai ai cele 8 butoane cu touch. Poți să selectezi scurtături prin gesturi, cum am făcut și eu. Ai și navigație, nu știu câtă lume o va folosi, pentru că va folosi Apple CarPlay și Android Auto, dar ai un sistem de navigație destul de bun în standard. Aici ai câteva scurtături privind la wireless charging, media, volum și BMW ID. Aici mai ai câteva scurtături prin care poți să schimbi repede către niște scurtături deja prestabilite, inclusiv moduri de rulare. Răspunde mai bine decât iDrive 8. Pe modele cu motor transversal s-a trecut la iDrive 9 și acum hai să intrăm un pic în pâine așa. Și avem toate aplicațiile aici, de sus până jos. Avem aplicațiile de infotainment, aplicațiile pentru vehicul și cele folosite recent. Și nici nu știu cu care să începem. Hai să mergem la toate. Ai BMW ID, unde te poți duce la BMW ID. Ce este interesant la BMW ID este faptul că dacă ai un sistem cu eSIM, cum are mașina asta, îți setezi un eSIM personal și dacă vreodată schimbi mașina și are și ea BMW ID cu eSIM, toate setările mașinii tale vor trece la cealaltă mașină. Asta e un lucru foarte drăguț. Asistent personal, Android Auto, Apple CarPlay. Nu pot să vă arăt Android Auto sau Apple CarPlay pentru că este doar wireless și nu mai vrea să mai conecteze. Connected Drive Store, care este magazinul de aplicații. Airbag-ul pasagerului dacă vrei să-l dezactivezi, Air Console Games doar dacă ai Apple ID băgat, te poți juca jocuri prin telefon, te conectezi aici sau scanezi codul QR și te poți juca mai multe jocuri folosind telefonul pe post de controller. Am folosit, a mers, e un pic complicat pentru că tu trebuie să te uiți la ecran ca să te joci, dar nu știi unde sunt butoanele și e un pic ciudat că n-ai butoane fizice și nu știi unde pe ecran să apeși. La Automated Habits ai câteva obiceiuri pe care le folosești tu de obicei, spre exemplu adresa, spre exemplu relax mode, ăștia sunt sugestiile. Practic sunt niște automatisme pe care tu ți le faci când mergi cu mașina. BMW Assistance, BMW Messages, Climate Control, v-ați văzut. Detalii cu privire la țară, să-ți spună limitele de viteză, regulile de circulație, asta e un lucru drăguț. Setări cu privire la display, head-up display, instrument cluster și control display, adică ce avem noi aici. Setări cu privire la uși și oglinzi, inclusiv ce să facă cheile, digital key, key card și așa mai departe. Drive recorder este camera de bord a mașinii, îi dai start recording sau te uiți la alte înregistrări, dar nu avem. Important este că ai cameră de bord direct în mașină. Setări cu privire la condus, setările de asistență, driving, parking, feedback via steering wheel și toate setările cu privire la parcare. Ce e interesant este că poți parca mașina folosind aplicația până la 200 de metri, poți să o înveți să intre într-un loc de parcare la condus din nou. Poți să selectezi distanța pentru sistemul de tempomat adaptiv. Ar fi fost util să aibă și un buton pe volan pentru chestia asta. Lane Change Assistant, care, din câte am înțeles, nu merge în România. Feedback-ul în volan,
inclusiv feedback-ul luminos, pentru că ai pe volan 2-3 luminițe, cum am mai văzut și la alte BMW-uri mai vechi, și frâna de parcare, setări pentru frâna de parcare când o treci în parc sau dacă oprești motorul, mașina fiind în drive se oprește, o trece în parc și activează frâna de parcare electrică, nu e nimic neobișnuit. Luminile exterioare, aici ai setări complementare celor pe care le vezi în stânga volanului, camera din interior ați văzut-o deja, nu o mai arătăm, luminile interioare, inclusiv lumini ambientale, aici se poate selecta culoarea, însă pe modul personal, pentru că avem mai multe moduri de rulare, o să le arătăm pe acelea imediat. Cheile mașinii le-ați văzut mai devreme, live vehicle, dacă vrei să vezi consumul sau alte date despre mașină. Vices, de exemplu, ăsta e al meu, Nokia 3310, ăsta e al meu, dacă îi dau să se conecteze la Apple CarPlay, o să dea mesaj mai târziu că nu s-a conectat. Modurile de rulare. Și aici avem personal, sport, efficient, expressive, relax și digital art. Ce face fiecare? Sincer, nu înțeleg de ce au pus moduri precum expressive sau digital art când ție îți trebuie doar... Uite, n-a mers. Ați văzut că nu s-a conectat la telefon. Ai efficient, sport și așa mai departe. Pe anumite moduri de rulare nu poți schimba lumina ambientală, ceea ce este păcat. Și așa ții pe modul personal și spui tu ce dorești. Navigație, știri, manual de utilizare, parcare. Și aici să facem și camerele, dacă tot suntem aici, parking view, park assist, record new path ca să înregistreze mașina drumul către locul de parcare, panorama view, dacă deschizi ușa se pierde camera, mergem la more 3D view și aici evident poți să faci asta, da, să umbli în jurul mașinii, se văd și senzorii de parcare, se văd și indicațiile dinamice, se vede și lumina din jurul mașinii, e destul de ok. Poți să faci asta și de pe rotița sistemului iDrive, te duci la more, te duci la car wash view și vezi unde poți să duci mașina la spălătorie. Camera cleaning, front and rear, hai să o spălăm pe cea frontală și acum se vede că s-a udat, la spate este la fel, acestea sunt camerele, rezoluție bună. Nu prea ai probleme cu aceste camere, sunt foarte bune. Hotspot personal, radio, Riders Cup, știu că poți să te uiți la Bundesliga, seat comfort, Spotify, setări ale sistemului, limbă, do not disturb, data privacy, wireless charging, telefon, vehicle status am arătat, de fapt n-am arătat, AdBlue, ok, check control, entry, uleiul și așa mai departe. Vreme, your service partner și YouTube tati. Și un detaliu interesant, ai aici butonul pentru lumini, dacă vrei să accesezi meniul de lumini mai ușor. Am ajuns în spate, bancheta e moale, e încălzită, piele merino, e profilată, stai bine cu genunchii, sunt sprijiniți bine. Ai loc la picioare cu scaunul dat la maximum în spate, spatele scaunului are materiale moi, nu sunt dure, foarte interesant. Avem lumini ambientale, avem climatizarea opțională pe 4 zone, despre asta o să vorbim imediat. Avem aici frumos un suport pentru alt suport, suport de telefon, tabletă, măsuță, ce vrei tu să pui aici și curent îi dai de la acest USB-C. Face parte din travel pack care vine la pachet și cu haionul acționat electric cu alte mici dotări. Dar nu îi face cinste locului din spate, chiar dacă avem scaunul dat la maximum în spate și avem loc, dacă eu îmi pun memoria până se termină scaunul de făcut că o să dureze, hai să mai arătăm ce mai avem. Pe aici, gură de ventilație, guri de ventilație, spațiu de depozitare, de aici selectez tot ce înseamnă climatizare, auto sau manual, scaunele încălzite, două USB-C-uri aici, două USB-C-uri aici, patru USB-C-uri în spate, ceea ce este ok. Nu prea recomand să stea cineva aici, pentru că avem cotiera asta destul de dură, avem aici o consolă destul de înăltuță, chiar dacă nu e lată, poți să stai confortabil, dar e destul de înaltă. Avem două suporturi de pahare în cotieră, capitonat frumos, și ski hatch. Avem ski hatch foarte frumos, așa. Bine, dacă deschizi ski hatch-ul ăsta, nu mai ai acces la suporturile de pahare, dar aia, așa se întâmplă. Alt detaliu interesant este faptul că înăuntru și în spate ai lumină caldă. Ai lumină cu LED, dar este lumină caldă. Deci, per total, stai bine în spate. Ai guri de ventilație peste tot, ai până și sub scaun. Și așa e spațiul la picioare cu mine la volan.
Hai să vedem cum arată mașina noaptea, așa, cu farurile aprinse și cu grila aprinsă. Are o prezență destul de interesantă, dar se vede totuși că grila e mai mare decât farurile. Dacă deschidem ușa, avem perdeluța de lumini care iese din praguri. Mare atenție să nu loviți pragurile. Și în spate, ia uite, avem o prezență destul de interesantă cu luminile astea. În momentul în care mergi încet, 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 așa, ea oricum caută loc de parcare. Nu mai trebuie să-i mai dai tu, vezi că vreau să parchez. Nu. Ea îți caută singură locul de parcare. Uite și l-a găsit. Hop. Start reverse parking, da? A găsit un loc de parcare între două mașini. Hai să o lăsăm să-și facă treaba acum, da. Ok. Bun. Monitor surroundings if necessary. Mă uit în oglinzi. Dar e mult mai complicat noaptea. Ok, a frânat. Se duce în față singură. Și în momentul în care parchează singură, ai și luminile astea activate pe volan și semnalizează unde vrea să parcheze. Și ceea ce mă șochează pe mine este că pe cameră, fiind foarte wide, mașinile din lateral par mult mai apropiate decât sunt cu adevărat. Gata. Plink. Și ai și în head-up display toate informațiile. Se presupune că mașina are, opa, eu deși mi-am pus memoria la scaun, când o pui pe sport, pernuțele vin și mai aproape de tine. Funky. Suntem în drive, hai să o trecem în sport. Talpă frână, accelerație. Nu e rău. 7.3 până la 100. S-au aprins și farurile Matrix LED pe fază lungă. Cam așa trage mașina pe sport. Mai avem și opțiunea de boost, dar asta o să o testăm un pic mai târziu. Hai să trecem acum pe efficient, să vorbim despre cum stai la volan. Și acum hai să vorbim despre cum stai la volan. Poți să selectezi poziția la volan să fie joasă, poți să selectezi să fie înaltă, vizibilitatea în oglinzi e bună, în oglinda asta e bună, doar că e o mașină mare, mult mai mare decât a fost G30-ul, dar decât este G30-ul. Volanul e într-adevăr gros, n-am cum să mă obișnuiesc cu el, sau mă rog, te obișnuiești cu el, și padeluțele le avem aici. 58,8 decibel pe decibel metru, mașina este silențioasă, la drum lung este o plăcere, mai ales că și consumă puțin, infim aș putea spune. Am văzut matrix LED-urile cum se aprind, acum am dat-o pe fază scurtă, n-am lăsat-o pe fază lungă automată și acum îi dau fază lungă să vedem, uite, cum se aprinde orizontul. Farurile sunt demențiale, nemaipomenite, n-am ce să le reproșez, luminează foarte bine în față, dar și sus. Mai mult, ai și lumini de cornering, chiar și la vitezele astea măricele, astfel încât să lumineze exact pe unde vrei tu să te duci. Vreau să o trecem pe boost. Să vedem ce se întâmplă pe boost. Ți-a apăsat de padelă, boost, a trecut, s-a făcut totul, 10 secunde ai full boost. Chiar dacă tu ești pe efficiency acum. Cât timp ții padela de boost, dacă e, da, rămâne pe boost până când termin tu manevra de făcut. E interesant, uite, am ajuns la viteze destul de interesante și mașina tot silențioasă este. Se aude un pic de zgomot de vânt, la fel cum se aude și zgomotul de la climatizare, uneori la fel cum dacă stai pe loc și ai climatizarea oprită și se aude ventilatorul de la wireless charger. Dar asta e a doua mașină pe care am văzut-o cu ventilator la wireless charger după SRS5-ul electric. Dacă ai realitatea augmentată aici în față și depășești banda, o să te avertizeze, dar se vede foarte bine aici în zona asta. Ce de menționat, suspensia, chiar dacă este suspensia M-Sport mai rigidă, mai josă cu 8 mm, eu nu pot să-mi imaginez cât de confortabilă poate să fie mașina dacă tu selectezi suspensia normală sau suspensia adaptivă professional. Că cea adaptivă M, îmi dau seama că e și ea un pic mai rigidă, dar nemaipomenit de confortabilă. Noi am mers pe efficiency până acum, mai avem modul sport, mai avem modul personal care este destul de echilibrat. Ce vreau să facem acum? Să o trecem pe sport, pernuțele, motorul, cutia pe sport, o trecem pe manual și hai să ne jucăm.
nu schimbă așa de repede pe cât mă așteptam. De-abia la din treptele superioare schimbă destul de ok. Simți totuși drumul, se vede că e un pic mai rigidă, dar cu toate astea, opa, direcția asta variabilă e foarte rapidă, nu se mai întărește artificial cum se întărea la vechile BMW-uri, dar cu toate astea mașina parcă virează prea mult, parcă are direcția prea rapidă. Vum. E un pic ciudată, nenaturală senzația când virezi, seamănă cu cea a mașinilor care au puncte spate directoare. Asta n-are, că am testat-o, nu are. Dar cu toate astea, direcția variabilă rapidă chiar e cumva prea rapidă, să-i spunem așa. Și își ascunde masa foarte bine. Probabil au făcut-o pentru versiunile electrice care au până la 400 de kg în plus față de asta. Și necesită un pic de obișnuință, că nu te aștepți ca mașina să vireze așa bine, cu toate că puntea față prea îți pune mare brânză. Auzi motorul, nu știu dacă bagă ceva în boxe la modul sport, nu cred. Cred că doar stă un pic mai turată, vezi și turometrul acum. Ia uite. E ca într-un PlayStation. Sper să vedeți și voi dacă puteți head-up display-ul, pentru că e foarte interesant cu săgețile sale de realitate augmentată. Tracțiunea, n-ai nicio problemă cu ea. X-Drive cu ambreiaje multidisc, răspunde repede, nu ai pierderi de aderență, mașina oricum vine cu anvelope bune, dar e ok. Cutia nu e cea mai rapidă, mai pe 2000 diesel nici nu s-au gândit să facă acest lucru. La ieșirile din viraj ai tracțiune cât cuprinde, e ceva nemaiașteptat. Dar mașina are un pic de ruliu, nu vă așteptați ca o berlină de 2 tone care e cât un șeptar de acum 15 ani să n-aibă ruliu. Uite. Deci e incredibil de confortabilă, este neașteptat de confortabilă. Ia să dăm un pic mai tare acum, 18 km pe oră. Silent, n-ai treabă. Îți spune și când să schimbi treptele. Dar dacă aștepți până atunci, o să răspundă un pic mai greu. Primele 3 trepte răspunde un pic mai greu. Probabil vrea să o lași tu pe sport, să nu mergi cu ea pe manual. E o senzație interesantă. Virează mai mult decât vrei, cu un pic de ruliu, și după aceea se așează la ieșirea din viraj. Tu practic trebuie să virezi mult mai puțin decât ai vrea cu o mașină normală și poți să o așezi pe trasă. Modul cum virează mașina asta e ireal aproape. Asta o ajută în oraș să fie foarte agilă, foarte manevrabilă, ai un răspuns la pedală bun, te ajută sistemul mild hybrid chiar și pe eficient, nu simți nevoia de mai mult. Evident, cine trece de la 3000 diesel la asta poate va simți câteva diferențe. Hai să o trecem pe efficient totuși. Efficient, cutia pe drive, pernuțele s-au desfăcut și mi s-a schimbat head-up display-ul. Și asta nu-mi place. Cred că totuși poate fi configurat astfel încât să nu se mai schimbe, dar acum nu am avut același efect. BMW spune că jumătate din vânzări vor fi electrice în Europa, 30% la nivel global electrice. Dar eu tot cred că pentru Europa un 2000 diesel este arhi suficient, impozit mic, consum mic, putere suficientă, cuplu suficient, nu te-o scoate nimeni de pe șosea. Un detaliu foarte șmecher e ăsta, știu că acum e blitzul pus, dar pe măsură ce mergi, crește și viteza roților mașinii și dacă virezi, virează și roțile. Asta e mai mult pentru copii sau pentru pasageri să se distreze ei. Și da, chiar și la versiunea asta cu X-Drive ai distribuția maselor între punți 50-50, din nou tradiție BMW. Și varianta X-Drive și varianta cu tracțiune spate accelerează de la 0 la 100 în 7,3 secunde, semn că fie cea cu tracțiune spate are suficientă aderență de la masa mașinii cât să nu piardă tracțiunea la plecarea de pe loc, fie asta nu e suficient de grea peste cealaltă cât să mai pierzi sau să mai câștigi, și nici nu are suficientă tracțiune în plus astfel încât să conteze.
7,3% indiferent de versiune. Siguranță, garantat va primi 5 stele la stele euro în cap. Poți să îi faci garanție extinsă până la 4 ani și 200.000 km, dacă nu mă înșel, service inclusiv, plătești până la 5 ani și 200.000 km, revizii gratuite, nici nu costă mult, 1200 de euro sau ceva de genul. Și când te duci la revizie, nu mai trebuie să mai plătești nimic, ai plătit deja. BMW are câteva facilități din acestea care îți fac viața mai ușoară. Când faci o manevră la viteză mică, o manevră de ocolire, o depășire, o schimbare de bandă, este nemaipomenit de ușor de realizat această manevră, în ciuda volanului gros. Acum, hai să trecem, să punem pilotul automat, punem pe 60 de km la oră, cu menținere de bandă. N-a văzut încă banda, acum a văzut-o. Volanul este capacitiv, nu e rezistiv. Ai aici banda că o menține. Dacă vrei, poți să te duci și în head-up display. Ia să vedem. Să avem aceeași chestie. Îți vede și tirul în față, îl vede și acolo. Singura chestie pe care nu poți să o faci acum în România, pe autostradă, să schimbi banda, pentru că trebuie ca mașina să aibă mapată foarte bine harta autostrăzii în țara în care vrei să mergi. În schimb, virează bine, frânează bine, frânează lin, nu te bruschează. Păcat că nu poți să selectezi distanța de la buton de aici. Hai să vedem ce se întâmplă dacă nu pui mâna pe volan. Îți zice să pui mâna pe volan, îți arată. Hai, pune mâna pe volan, pune mâna pe volan. În America, în state, în Canada și în Germania, inability to drive, emergency stop. N-avem mașină în spate și acum mașina, opa, te frânează să te trezească, te bruschează, avarii, 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 panică, panică, gata, gata, gata BMW, gata, am înțeles ideea. E-Power, acum că mă ajută sistemul Mild Hybrid. Da, e o mașină nemaipomenită, plină tehnologie. Nu are dinamica aia naturală, să-i spunem așa, pe care o găsim la vechile BMW-uri, nici la seria 7, nici la XM, nici la seria 5. Are niște resurse ușor de accesat, care îi ascund masa foarte bine. Nu știu dacă mai este the ultimate driving machine, cert este că este the ultimate cruising machine, the ultimate technology machine. Are o grămadă de găselnițe tehnologice, poți să mergi tare cu ea, poți să mergi fără efort cu ea, poți să mergi în oraș cu ea, poți să parchezi, îi spui unde să parcheze, parchează singură, asta cu până la 200 de metri, nu știu dacă e disponibil la noi în țară, să o pui să parcheze până la 200 de metri de unde ești tu prin aplicație, v-am arătat aplicația, v-am arătat tot, e într-adevăr o mașină nemaipomenită. Și aici a fost încă o dată. Și aici se termină clipul nostru cu BMW seria 5, 520 de X-Drive. Eu aș alege 520 de cu tracțiune spate. Deși nici nu cred că mai contează. Nu știu, cred că mai simți diferența între cele două. Și asta te ajută doar la tracțiune. Eu am fost Luci. Vorbim în comentarii despre seria 5, Harry Potter la cameră, Bogdan la editare și în spate cu familia, să spunem așa. Mișto mașinuță. Îmi place. Și trebuie neapărat să mulțumim celor de la BMW Pan Motors Brăila că ne-au lăsat să filmăm mașinuța și sperăm că această colaborare să fie una de lungă durată. Și mai urmează să filmăm o mașină de la Apan, dar nu una de la ei, una comandată de la ei urmează să vină și cred că va fi premieră, nu știu, nu știu dacă va fi premieră, sper să fie. Hai, v-am pupat, ne vedem poi mâine cu E-Class. Ciao.